Hi guys, salut buzi, azi e 30 martie, e marți, azi, spre exemplu, de dimineață am fost și eu la muncă, cei din Spania au liber acum pentru Semana Santa, vreo 2 săptămâni, în rog, cei care sunt la școală și cei care sunt în practică, ca și mine, spre exemplu, fratele meu și, mă rog, colegii mei și toți alții. Eu, din păcate, nu am, așa că trebuie să continui să muncesc. Azi a fost mai lejer așa la muncă. Dimineață n-am făcut prea multe chestii azi, dar am rezolvat niște probleme pe acolo, mă rog, cu Outlook, după aia cu Adobe Reader. Mai târziu am lucrat și la celelalte calculatoare, care din cealaltă cameră care vreau să o facem pentru elevi. Azi am avut dimineață și un meeting, o întâlnire se face în fiecare săptămână, un interconnection și n-am să vorbesc despre probleme, despre cum se pot rezolva, ce trebuie să facem, să răspundem la telefoane și chestii de astea, fiecare ce are de făcut. Și n-am, mi s-a părut bine, am pus și o întrebare acolo, la. M-a întrebat dacă vrea cineva să meargă pentru vineri, n-am, că erau 40 de elevi care trebuia să meargă în COB, Museum. Na, e vorba de ceva de Titanic, se zice că de acolo a plecat ultima oară Titanicul, înainte să facă poc. Și m-au oferit să merg eu, dar din păcate am sunat și am și trimis e-mail și ne-au zis că nu e deschis, pentru că bănuiesc că acum cu Paștele, cu bla bla, nu e, dar o să deschid abia marți, pentru că luni e zi liberă. Așa că nu o să merg nici cu IT, și cu fetele, pentru că eu nu vreau să meargă, dar mâine o să le dau o veste proastă, că nu e deschis. Și, na, apoi după amiază joi este o întâlnire, un after work, ceva de genul. Mă rog, o să fie un fel de party. Da, și a trebuit să fac, cum se numește, folletos în spaniolă, niște carte, nu e carte de vizită, un fel de, na, în fine, nu vine acum în minte, folletos în spaniolă, și le-am ajutat pe Gabriel, francezul la care n-ai cu un an mai mic ca mine, dar le are cu Photoshop-ul, bla bla. Și el le-a făcut în Photoshop și astăzi le-am scos la imprimantă, l-am ajutat pe acolo câte ceva. Apoi imediat mi-a zis că trebuie să fac un video pentru întâlnirea aia, așa că, mă rog, am făcut de niște poze de pe acolo și m-am pus cu Movie Maker să fac un video, mă rog. Mai simplu așa, din poze, bla bla, dar asta e. Mi-a cam trecut gâtul de moment, așa că nu mai sunt, mă rog, vocea încă e mai aiurea, dar mi-a trecut, însă mi-a ieșit ceva, să zic așa, în cerul gurii și nu prea mă simt bine. Mie nașpa aia este, de fapt, exact între dinții ăștia mari, deci între dinții în față și e nașpa și când mănânc și când asta, o să văd ce poate trece. Mai devreme am făcut și eu un duș, am văzut înainte, mă rog, mi-am făcut cina azi. Am văzut și meciul, Manchester cu Bayern. Conducea Manchester cu 1-0 și până la urmă Bayern a câștigat 2-1. Dar asta e doar turul, o să văd peste 2 săptămâni sau săptămâna viitoare. Cred că e săptămâna viitoare, pe data de 7-8, returul. Așa că sper să câștige Manchester, o să joace acasă. Pleacă de la 2-1 pentru Bayern. O să vedem. Lyon a bătut 3-1 pe Bordeaux. Și mine joacă Barcelona-Arsenal. Și CSKA Moscova-Inter. Sper să. Nu știu, vreau ca Barça nu prea. În fine, dacă joacă bine, asta e. Sper că Inter se califice. Și cam asta, pentru azi de vreme am făcut și eu un duș
Și acum îmi bag și eu la somn. Mâine o să fie așa, așa, o să continui cu video-ul ăla, că vreau să mai fac încă vreunul. Și joi, probabil o să ies și eu la întâlnirea și probabil cred că o să vin târziu, pentru că vreau și eu să simt, să văd și eu cum e un party. Că Gabriel e francezul la care e puțin mai nebun, așa, și na, e tare de treabă. Și mai sunt, ideea că acolo sunt mulți tineri, interconnection și tot ok. Cam asta pentru azi, după cum am zis, e 30 martie, e marți. O să văd mâine, poate o să încerc să fac și na, video din altă parte, când se vine la muncă sau ceva, să nu fie prea banal. Să fac în fiecare zi același lucru. Cam asta de moment pentru azi, so peace. See you tomorrow. Bye bye now.